Bună dimineața! Astăzi, Alexei și cu Caius pleacă în excursie. Iar noi, ca părinți, suntem leșinați. Nu e așa? Nu. Nu? Nu, suntem singuri. Nu suntem singuri. Katia este acasă, e bolnavă, lipsește de la școală 3 zile. Dacă săptămâna trecută au fost bolnavi Caius și cu Alexei, săptămâna aceasta este Katia bolnavă. Și, uleu, ce soare puternic. Așa, și... Mamă, ce ciudat zvere. Cum ești, Alexei? Ești fericit că pleci la în excursie? Da. Cu grădinița? Da. Da? Da. Caius, ești fericit că mergi în excursie? Nu ești? Le-am pus pachetele, le-am pus 3 sandvișuri la ei, le-am pus bănănuță, apă și în rest doamnele au zis că se ocupă de restul. Așteptăm să vină autocarul, am ajuns puțin mai devreme și vedem unde ne parcăm. Ba da, se pare că au venit autocarele! Haideți să vi le arăt, doamne, ce emoționată sunt! Uitați autocarele! Uitați-le! Mă, place asta! Cu asta două pleacă! Da, este cursă ocazională, da, asta și cu cel roșu! Nu mai pot, îmi stă inima! Sunt atât de mititei și faptul că pleacă mă leșină! Vă zic sincer, niciodată nu au fost atât de departe de mine. Bine, în afară de faptul când am fost plecată la Neața cu Răzvan și Dani, dar era soțul meu acasă și a stat cu ei, adică bine, și apoi a dus la grădini, dar a fost altceva, era el acasă, adică am încredere, este tatăl lor. Da, dar acum pleacă și sunt doar cu doamnele educatoare, în care am încredere, dar îmi stă inima, tu știi cât mă voi gândi la tine în continuu și voi face multe, multe griji și pentru tine și pentru Caius. Ia uite-l și pe Caius acolo. Vă iubesc mult, copii. Mult de tot. Okay. Mergem? Mergem la doamne? Haideți să vă mai arăt o dată. Autocarele. Ia uitați-le. Ia uitați-le. Între timp se pare că a mai venit un autocar. Ia uitați, vă arăt. Ia uitați, unul, doi și al treilea este mai în față. Doamne, că-mi stă inima. În același timp sunt fericită pentru ei că merg. Ia uitați-l, ia uitați-l. Ești fericit, mami, că mergi în excursie? Ești fericit? Hai, spune. Da? Deci în același timp sunt fericită pentru ei, dar în același timp... Dar am încredere în doamnele educatoare, pentru că sunt minunate și merg și doamnele îngrijitoare, cred, și doamnele asistente, adică... Sunt foarte multe persoane care vor avea grijă de ei, dar vă dați seama, merge aproape o grădiniță întreagă. Deci nu că este doar clasa lor, este aproape o grădiniță întreagă. Va fi o nebunie și o provocare, cred că, pentru doamnele educatoare și pentru toată lumea. Dar, din ce am înțeles, ele sunt super mega organizate și va fi totul bine. Mergem frumos, unde sunt toți copiii. Pardon, scuze! Caius! Caius! Da! Nu mai pot, ce fericită sunt și emoționată în același timp. Este prima excursie a pitiților, cei mici, mici, mici. Nu știu exact unde sunt doamnele, bănuiesc că încă nu au ajuns. Dar, ba da, gata, am văzut pe doamna lui Caius. Mă duc acum. Ne îndreptăm spre autocar cu Caius. Ia uitați-l pe Caius, mergem în excursie! Mergem să îl ducem la autocar și apoi să vedem când va veni și Alexei. Sper să-l prind și pe el. A rămas cu tăticul lui în partea cealaltă, la cealaltă grupă, pentru că ei vor merge cu un autocar diferit. Sunt grupe diferite. Ia uitați, Caius! Ești fericit că mergi în excursie, mami? Caius! Sper să nu plângă! Hai, uite, urcăm în autocar? Urcăm în autocar? Îți place? Îți place că mergem cu autocarul? Hai! O să rămâi cu doamnele, da? Uite, mergi cu autocarul, uite ce frumos e! Uite, mami, ce frumos! Alexei, ești fericit, mami? Nu! Că pleci? Și acum îl ducem pe Alexei! Ia să-l vedem pe Alexei! Care merge cu autocarul! Caius a început să plângă și mi s-a rupt inima și nici nu am putut să stau să-l pun acolo. Ești fericit? Da. Da? Bravo! Hai,
Oricine autocar și ești cu mințel, dă pui. Uite, acum urcați. Eu nu mai urc, nu mai are rost, nu? Așa. Pa, Alexei! Pa! 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 Alexei, pa, mami! Pa! Aici, aici. Deci Caius încă plânge. M-am dus. Nu, mi-au spus doamnele să nu mă vadă, că va plânge și mai tare. Alexei nicio treabă. Deci el era fericit, era cu o fetiță de la el din grupă pe care o simpatizează enorm. Și erau atât de fericiți amândoi acolo. M-au făcut din mână, ați văzut mai devreme în videoclip. Dar Caius plângea și era doamna asistentă cu el și doamna îngrijitoare mi-a spus că să las. Să nu mă mai duc la el, că dacă mă vede va plânge și mai tare. Da, sunt cu inima bucățele, dar sunt convinsă că se va liniști, pentru că mi-a spus doamna educatoare că vor face joculețe, că vor cânta, că vor avea muzicuță. Da, trebuie să se liniștească cumva. Sunt convinsă că doamnele vor avea grijă ca ei să fie bine. Să vă mai arăt încă o dată autocarele. Deci Alexei se află aici, în primul autocar, în acesta alb, iar Caius se află în acesta roz. Și gata, copiii sunt pregătiți de plecare. Mai sunt părinți care încă își aduc copilașii, probabil că nu sunt gata, dar trebuie să vorbesc cu mine din punct de vedere emoțional și mental, că sunt bine. Da, sunt bine, copiii sunt foarte bine, ne vom revedea curând, vor fi foarte bine, va fi o experiență minunată pentru ei, dar cel mai important să fiu și eu bine, că dacă eu sunt bine emoționat, stau îngrijorată. Tu cum ești, Remus? Bine. El este bine, da. Deci bărbații sunt mult mai bine decât femeile. Dar nu mai vreau să stau, s-o pus acum așa, băi, de ce n-ai stat ca să te călăresc? Hai, Sasha, hai! Hai, sus! Sus, ridică, dicăluțu. Hai, hai, dicăluțu. Hai. Tuc, eu ce față are Sasha. Nebun. Sasha. Care-i treaba, Sasha? Ha? Te-am prins, acum ești... Băi. No? Ia vină un pan. Suntem în drum către punctul de întâlnire. Am mutat mașina de aici, dar suntem în drum. Către punctul de întâlnire al părinților cu educatorilor, cu autocarele și cu borace și cu mini copilașii noștri, care să sperăm că au avut o zi minunată, pentru că eu am stat cu sufletul la gură gândindu-mă numai la ei. Numai la ei, deci abia aștept să-i văd, abia aștept. Norocul meu a fost că am avut foarte multă treabă și cumva m-am mai luat, dar tot la ei mă gândeam și mai făceam câte o pauză și mai trimiteam un mesaj și întrebam doamnele dacă copiii sunt bine și dacă... Și m-au liniștit, au zis că sunt ok, au pus poze pe grup, erau într-adevăr bine. Dar haideți să vedem reacția lor când o să ne vadă. Înainte ca să parcăm mașina, la sensul giratoriu am observat un autocar roșu, care cred că este al lui Caius. Apoi am observat și un autocar alb, dar sunt foarte, foarte curioasă dacă chiar era autocar sau dacă era altceva. Acum văd că... Ai impresia că m-am înșelat. Ba nu. Nu, cred că m-am înșelat, era altceva. Că vine ceva roșu. Ba nu! Este un autocar alb! Dar cel roșu nu era. Haideți să vă arăt ce era. Camionașul ăsta era roșu și a crezut că e autocarul. Dar vine și un autocar alb, nu știu al cui este. Na 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 na. Tu, dar e cam gol. Ăsta e gol. Doamne ferește, deci ăsta este un autocar gol. Este un autocar cu oameni. A filmat un autocar cu oameni. Vezi, autocarul cu copii. Nu, nu, o albină. Zici, ce spuneai? Să-ți trag o pupă cu sete. Cum? Asta înseamnă pupu cu sete? Gata! Vin autocarele spre noi! Acum chiar, chiar sunt ei, pentru că au scris pe grup. Ia uitați! Ei! Dar asta e și Alexei.
Alexei urmează să vină. Aici trebuie să fie Caius garantat. Ai venit! Cum a fost, mami? Alexei! Ce faci? Era pe Matreia. Așteptăm. Așteptăm să coboare Caius. Îi îmbracă, durează puțin cât îi îmbracă. Ce faci? Cum a fost? Cum a fost? Amelia s-a stăt. Da? Da. Ți-a plăcut? Căciulița e aici? Haideți să mergem în mașină și să vedem ce spun copilașii despre excursie. Ia, povestiți! Da. Cum a fost? Da. Cum a fost? Uite căciulița! Am acolo de căciuliță! Da, Alexei! Da. Cum a fost în excursie? Bun. A fost mișto? Caius, a fost mișto? Da, cea... și e în tractor. Ai fost la tractor? Da. Și ți-a plăcut? Ce? Ți-a plăcut la tractor? Da, și pornea la tractor în ce... Da. În excursie pornea. Ai mergi? Da, să mănânc. Ce să mănânci? Că am văzut că nu ai păpat decât un sandwich, atât. Banana ai păpat-o? Nu. Caș ai păpat? Alexei, tu ai mâncat caș? Eu am mâncat biscuite. Ai mâncat biscuite, dar tu ai mâncat caș acolo de la uițe? Da. Și a fost bun? Era cu sare. Era cu sare pus cașul? Da. Mamă, ce poftă mi s-a făcut de caș cu sare! Mama! Era bun! Era bun, nu? Mama! Da! Da, mama, spune! Uită-te aici! Iane nu vrea să mănânce caș. Ianis nu a vrut să mănânce caș? Nu, ea vrea să dea cu piciorul și o strică. Aoleu, nu-i frumos să dea cu piciorul un caș. Nu e frumos? Da. Dragii mei, acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați vizionat până la capăt. Vă invit să îmi dați like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. De asemenea, să apăsați pe clopoțel pentru a fi anunțați de fiecare dată când postez un nou vlog. Și ne vedem data viitoare! Pa! Că dacă țipați, ce se întâmplă? Dacă țipă Anis, o să mănânce piatricul clădicul. Serios? Da. Țipa tare, dar nu s-a trezit. Nu s-a trezit crocodilul? A făcut Nani în continuare? Da. Va. Nu știu. Dacă mușcă, dacă mănâncă, a dormit. A dormit? Da. Da. Așa jos. Așa. Păi așa e un pui.